Vârsta? 14. Ai și buletin? Nu. Eu la Robert, da? Nu l-aș pe de la vârsta? Și școala? 7. Școala 7, da? Nu, da, trebuie să-i toate trebuie. Nu, 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 a venit cu 2. 8. Late, Nicolae. Late. Nicolae, Andrei. Da, da, da. Școala? Nu. Stai încet, că nu mai e nimeni în spate. În primul rând vreau să știu dacă faci atletism sau e doar așa de conjunctură. Da, fac atletism de aproape un an. Cum a fost concursul, având în vedere că, din păcate, sunt foarte puține la nivelul județului, mai ales acum când nu prea mai avem pistă? A fost destul de bine. N-a fost... Da. Și la concursurile acestea, în afară de cross-uri și altele, de viteză și de lungime. Îți place ție sau știi cum ai, sunteți împinși și de la școală să veniți? Nu, chiar îmi place să concurez la aceste concursuri, pentru că știu că se dă și premii, dar îmi face și o satisfacție. Și ultima întrebare, dacă, eu știu, ar fi și faze naționale sau ceva de genul ăsta, ți-ar plăcea să participi? Da, desigur. Mulțumim. Vezi, spui și nouă numele? Puflea Laurențiu. Și școala? Numărul 6. Da, 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 da. Să terminăm cu băieții, locurile 1 și 2. Merge. Aceeași întrebare și pentru tine. Practici atletismul sau e ceva de conjunctură acum? Ceva de conjunctură. Și cum e să vii pe locul 2 așa, practic, vii de acasă? Vii de la școală, că m-a învățat un profesor și azi să dau tot ce e bine. Și îți place sportul ăsta sau îți plac altele mai mult? Îmi place. Și altele mai multe. E mai bine decât la școală, decât la ore? Nu, e bine la școală. E mai bine la școală? Ce alte sporturi mai practici? Atât.
fotbalul, puțin karate de la un băiat de la un cartier și cam atât. Mulțumim, spune-ne numele și școala. Muzeu Cosmin și școala numărul 2. În primul rând, spune-ne dacă practici atletismul sau s-a întâmplat să fie astăzi. Nu, practic atletismul lângă stadion, la sală. Deci îți place atletismul. Da. A fost grea cursa? Am văzut că a fost destule fete pentru... Nu, chiar am mai concurat. Și nu prea mi s-a părut, dar am ieșit pe locul întâi. Ai mai câștigat și alte curse sau ai pentru prima dată? Am mai câștigat. Deci ești obișnuit cu atletismul? Da. Ți-ar plăcea să participi și la curse cu alți elevi din județ, din țară? Da, mi-ar plăcea foarte mult. Spune-ne și nouă numele și școala de unde provii. Mă cheamă Moșu Valentina și sunt de la numărul 8. Felicitări. În prima dată știu că tu participi de obicei la toate concursurile și dacă nu mă înșel și legitimată, nu? Da, asta așa e. Cum e să alergi în jurul parcului? Înainte aveați pista de atletism, acum e mai greu, e mai bine? E mai greu, ce să zic. Asta e. Trebuie să te concentrezi și la copaci, la mașini, nu? Da, și cu vântul, dacă bate din față, din spate. Cum a fost cursa? A fost destul de bine. Nu greu. A fost concurența cum te așteptai sau mai slăbuț? Mai slăbuț. Spune-ne și nouă cum te cheamă și de la ce școală provii. Păi, mă cheamă Zorile Ioana și sunt de la școala numărul 2. Și ești legitimată la CSS, nu? Da. Mulțumim. Ești obișnuit așa cu efortul, nu? Nu. Cum a fost cursa? Foarte grea. Colega care a ieșit pe locul întâi a spus că se aștepta la o concurență mai mare. Data viitoare, dacă va fi să participi, o să încerci să fii mai bună decât astăzi? Da. Povestește-ne puțin cu atletismul. Îți place să-l faci? Ai venit mai mult din obligație? Ai mai fost și la alte curse? Nu, n-am mai fost. Prima oară. Spune-ne și nouă numele și... Da. Spune și nouă numele și școala. Candu Irina, mă numesc Candu Irina și sunt la școala număr 10, clasa 7. De obicei, cei mai mari dintre concurenți, cum sunteți voi, clasa 7 sau 8, dau și cele mai spectaculoase curse. A fost greu astăzi? Cât de cât. Nu foarte greu, dar s-a simțit. Te așteptai să fie mai greu, mai ușor? Mă așteptam să fie mai ușor, că 800 de metri mi s-a părut chiar așa mult, dar a fost greu oricum. Să înțeleg că nu ai mai făcut de mult sau a fost ritmul foarte, foarte tare? A fost cam rapid ritmul, că de dată ore mai dau. Deci să înțelegem că mai cochetezi așa cu atletismul. Da, da, da. Îmi place. Eu practic alt sport, dar... Un avantaj sau un dezavantaj că alergați aici în loc pe stadion? Nu era mai bine acolo decât aici printre mașini, printre buruieni? Este un dezavantaj pentru că pe stadion era... Mai aici o curcam drumul, o luam pe bordură, trebuia pe altă parte. Dacă ar fi concursuri și la nivel județean sau chiar la nivel național, ți-ar plăcea să participi? Da, cum să nu. Aș participa cu tot sufletul. Ne spui și nouă dacă dedici cuiva victoria asta și după aceea numele și școala. Păi o dedic la toți prietenii mei. Spune-ne numele și școala. Al meu? Da. Căldăraru Angelo, școala 10. Mulțumim mult și ba. Mulțumim. Eu vreau să vă felicit pe toți. În primul rând pentru că ați terminat cursa, este un lucru extraordinar. Și ca în fiecare competiție avem și câștigători, da? Dar merită felicitați toți. Premiera va fi făcută de către colega mea de la Direcția pentru
sport și tineret, dar compartimentul tineret, Buză Doina. Și o să începem cu categoria 5-6, clasă 5-6 fete, da? Locul 3, locul 3. Nicolae Andreea. Cum este? Nicolae Andreea. Nicolae Andreea, dacă nu să vină profesor, vă rog frumos. Elena. De la ce școală este? Nu știu, ea e cu locul 3, uite aici. Sunt locul 3, Nicolae Mihaela. Nicolae Mihaela. Felicitări. Felicitări, bravo. Bravo. De la ce școală e? Auzi. Locul 2. Pop Andreea. Popa Andreea, bravo, felicitări. De la ce școală ești? Bravo. Și Mișu Valentina. Mișu, de la școala 8, da? Da, da. Băieți, clasa 5-a și 6-a, da? Locul 3, Grama Robert. Bravo, mă felicită. De la ce școală ești? Școala 7. Bravo. Usuior Cosmin, locul 2. Hai, Chiricliule, Chiricliule. Abonă-te la Iuna, parintea. Bravo. De la ce școală ești? Bravo. Bravo. Clasele 7-8 fete, da? Locul 3. Ilariu Miriam. Ilariu Miriam. La școala? Bravo. Locul 2. Candoi Elena. Școala? Școala? Ce școală? Școala 10. Și Zorilă Ioana. Școala 2. Băieți, clasele. Locul 2, Delea Vlad. Bine, Delea! Și locul 1, Căldăranul Angelo. Bravo, Angel, de la ce școală? Bravo. Copiii, încă o dată vă mulțumim tuturor pentru participare. Copiii cu premii să rămână 2 secunde să însemneze și mie, da? Haideți aici la masă. Haideți aici. Merge. Destul de multă lume astăzi la acest cross. Puteți să ne explicați câteva, să ne dați câteva date despre acest lucru, a câta ediție este, cum v-ați gândit să-l organizați și dacă el are continuitate? De când s-a dat legea tinerilor, 2 mai este declarată Ziua Națională a Tineretului. În fiecare an noi organizăm zilele tineretului. Am început din 2 mai cu mini fotbal, handbal și tenis de masă. Astăzi am continuat cu cross, iar mâine vom încheia cu o masă rotundă privind 9 mai, Ziua Europei. Mai mulți copii decât edițiile precedente? Mai puțin. Mai care puțin ar fi motivul? Să înțelegem strict pe acest cross și chiar și la celelalte discipline. Care probabil la aceste zile libere care au fost. A fost mai greu de mobilizat. Am înțeles. Cu privire la premii, am văzut că au fost și premii din partea dumneavoastră. În fiecare an avem grijă să premiem copiii participanți. Toți participanții au primit tricouri, iar locurile 1, 2 și 3 au fost premiate cu Gen Sport. Familiile au fost mai consistente? La fel. Instituția dumneavoastră știu că se implică atât sportul cât și tineretul. Vor mai fi ceva competiții anul acesta? Competiții pe sport la băieți. La noi vor fi altfel de evenimente, cursuri, seminarii, tabere, da. Bun, atunci o să așteptăm momentul potrivit și poate ne mai dați niște date atunci. Să ne mai spuneți odată numele și funcția ca să nu facem greșeală. Buză Doina, consilier de JSF George. Mulțumim frumos și salut! Și cu ocazia asta văd și câți au fost acolo, parcă 11, 20... 80 au fost cu toții, că 80 de ore am avut. Profesor, că vrei cartonașe. Daniel. Ce cartonașe vreau? Cartonașul roșu. Ia mă, lasă-mi. Păi la brut e mai, că mai apare o... Să vă mulțumim pentru
Unde s-a mutat? Da. Doamne ferește. Păi să vină, da. Eu? Păi țineți și mie asta. Mai poți? Da. Știu. Și că sunteți cel puțin din 99. Da, da. Eu. Sunteți singuri rămași. Singuri. Singuri de 1 iunie ne eram rușine și ne suna domnul Lung. Păi nu, că... Fă-mă o cerere, mă! Vă transmite salutări, domnul. Dumnezeu să aibă tot fericit. Un om... Paște fericit. Și la fel vă urmă, nu poate fericit. Super, deci și la noi, pe ultima perioadă, am sunat pe acolo și nu ne-a răspuns. Că este... 211. Am avut accidentul cu curățenia orașului, am ieșit. Și să creadă în... dezvoltarea orașului, dezvoltarea județului, pentru că fără așa ceva, mai ales în această perioadă în care guvernează social-democrația, nu avem decât speranțe împlinite. Și trebuie să le împlinim în funcție și de accesarea fondurilor europene și de atragerea de investiții în orașul și județul nostru. Ce au însemnat aceste sărbători pentru Serviciul Poliției Rutiere Giurgiu? Deci, în primul rând, aceste sărbători pentru Serviciul Poliției Rutiere Giurgiu a însemnat ca tot efectivul să fie la muncă. Am fost prezenți pe toate arterele rutiere din județ și din municipiu, ca drept dovadă că am asigurat fluența traficului rutier, am intervenit acolo unde au fost încălcate regulile de circulație, dar rezultatul a fost bun, zicem bun, spre foarte bun, acela că n-am înregistrat evenimente rutiere grave, n-am înregistrat persoane decedate, ceea ce putem spune că am îndeplinit obiectivul pe perioada aceasta. Avem în vedere faptul că nici încălcările la reguli de circulație n-au fost foarte dese, deci am avut, dar nu foarte dese. Înseamnă că apelul nostru, prin intermediul dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, a avut rezultate. Și rezultatele au fost acelea că n-am avut persoane rănite grav în accidente de circulație sau persoane decedate, ceea ce e foarte bine. Să sperăm că și pentru perioada imediat următoare, având în vedere că urmează sau se apropie cu pași repezi sezonul estival, vreau să vă informez că începând de marți până pe data de 1 la ora 15 sau să zicem la ora 19, am fost tranzitați numai pe drumul național 5 de vreo 4.000 de mașini care mergeau către Bulgaria. Ieri, la întoarcere, la fel, nu am avut evenimente rutiere. Toți polițiștii au fost, așa cum spuneam, prezenți pe zone, pe DN5 și DN6. DN6 ieri a avut o coloană de peste 15-20 de kilometri, coloană care s-a deplasat cu viteza a doua, a treia. Deși am recomandat conducătorilor auto rute alternative, au solicitat mai bine rămân în coloană decât să meargă pe rute. Cert este că ne-am descurcat destul de onorabil și foarte bine. Nu s-a creat probleme, n-am avut probleme nici din punct de vedere al nostru, nici din punct de vedere al participanților la traficul rutier. Așa cum spuneam, urmează o perioadă care se apropie foarte repede intrarea în sezonul estival, o perioadă la care noi trebuie să fim foarte atenți și mă refer aici de ce spun că trebuie să fim atenți. E o perioadă propice deplasării pe mopede, deplasării pe biciclete.